Butterman, dato, ješ Butterman. Butterman, dato, ješ Butterman. Butterman, dato, ješ Butterman. Butterman. Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Este joi, deci este momentul de premii. Este momentul să vedem dacă cele 18 victorii o să ne aducă ceva bun în această dimineață superbă de ianuarie. Este clar că atracția săptămânii este acest inform al lui Cristiano Ronaldo, 91 pace, 95 shooting. Încă un inform pentru Iago Aspas. Mi se pare că Iago Aspas are 1000 de cartonașe speciale în acest FIFA. Lukaku, nici el nu este de neglijat, plus un ceame de la Napoli, Zielinski. Mai avem un închizător foarte, foarte bun, îl avem pe Kimmich, plus eroul celor de la West Ham, Suchek, care nu arată răuț, chiar nu arată răuț. Pe stânga îl avem pe Morales, în 89 pace și 82 shooting, plus Tierney, un LB. Sincer, cred că în momentul ăsta cel mai bun card LB de Premier League. Akanji plus Ben Mi, cred că este al doilea inform al lui Ben Mi. Iar în poartă îl avem pe Dragovski. Îmi place foarte mult poza pe care i-au pus-o la acest inform. Mai avem pe bancă un Lucas Vazquez, care ne-ar putea atrage și semi-mulțumi, să nu zic dezamăgi. Mai avem un Zapata din Seria A, care ne poate ajuta la un rating pentru un SBC, având un rating destul de mare. Și avem un portar de la Liga Santander, îl avem pe Horti Lopez, Horti Masip, as known. Cam ăsta ar fi Team of the Week-ul. Clar, toată lumea și-l dorește pe Ronaldo, toată lumea îl vrea pe Ronaldo. Mergem pe Untradeable și în această tură avem mai multe pachetele. Avem rank 1, am rămas rank 1, mi-era frică că nu o să reușim să trecem, să rămânem de fapt în rank 1. Avem 2 prime gold player spec, 2 rare player spec și 2 mega pack-uri. Poate niciodată, nu știu ce se întâmplă din aceste pachetele. Ne dăm și cu Register Now pentru următorul weekend league, deci avem și weekendul acesta ocupat. Ce surpriză, cam așa e de vreo 2 ani de zile. Și avem gold 2 la weekend league, cum am spus, cu puțină atenție și poate puțină odihnă mai multă, am fi reușit gold 1, însă cine știe, poate weekendul acesta. Hai să vedem primul pic pe săptămâna aceasta, îl avem pe... Pam, 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 pam. Ok, avem din nou portar, oricum absolut nimic folosibil aici. Pe partea stângă, în Spania, îl am pe Carrasco, care este infinit mai bun. O să iau acest 84 Horti Masip și al doilea pic pe care îl avem pe Suchek. Ok, am să-l iau pe Suchek. Mi-este simpatic acest jucător. Și cam asta a fost gold 2-ul, 2 de 84. Nu știu. Clar nimic folosibil, se poate mai rău de atât totuși. Hai să nu fim nemulțumiți. 2 de 84 este chiar ok. Începem cu un rar gold pack. Are, se încarcă greu, oricum se încarcă mult mai bine decât acum 3-4 zile. Nu avem walkout, nu avem nici măcar board, îl avem pe Reguilon de la Tottenham. Mergem la un mega pack, hai cu mega pack-ul, hai să vedem ce am putea prinde aici. Nici aici nu este walkout, este un Conmebol, se pare, un Libertadores, CDM 80 Perez. Totuși pentru megapack. Megapack-urile astea îți pot aduce o ruină totală sau îți pot da neașteptat
un workout la care nici nu visezi, care nici nu e planificat, care habar nu ai de unde poate să apară, însă sunt ok, sunt pachete aducătoare de iteme, ca să zic așa, de consumabile. Sunt pachete aducătoare de consumabile, mergem tot pe Megapack, lăsăm pachetele alea un pic mai forță pe final. Hai să vedem cu Megapack-ul, nu este workout. Este un board Italia, goalkeeper. Avem pe Donnarumma de 85. Ok, hai. Hai că ne facem pentru Prime Icon Moments, ne facem la cartonașe de ne ies pe ochi imediat. Mergem pe un Prime Gold Player Spec, 12 cartonașe, 12 gold, 6 rari și nu avem walkout, bineînțeles, avem un board, Portugalia, CME, îl avem pe João Moutinho de 83. Mergem mai departe și luăm un rar mega pack acum, 30 de iteme, 30 rare, nici un walkout. Brazilia, un board now, un CAM de la ăștia, îl avem pe Oscar. Mai ne-a dat din ce și ne dă din ce în ce mai greu walkout, în ideea în care jucăm foarte mult. Sunt destul de conștient de chestia asta, faptul că joc destul de mult nu îmi mai pune contul, nu mai îmi pune contul acolo în acel green list, ca să zic așa, și nu ne mai dă walkout-uri exact pe part din cauza aceasta, pentru că suntem foarte activi. Cu siguranță nu o să prind nimic la Totti, în schimb, cu siguranță o să prindă Sebi ceva la Totti. Sebi nu cred că a jucat 100 de meciuri în FIFA ăsta, însă are pachetele în valoare de 3 milioane de coins, are super, super pachete. Sunt foarte curios ce o să reușim să prindem, o să fie un pack opening insane, o să dureze incredibil de mult. Până una alta, mai avem 3 pachetele, 2 rar player spec și un rar mega pack. Hai cu rar mega pack-ul. Avem walkout, în sfârșit avem walkout și l-avem pe Zemer. Oleo. 86 portar, nu mai suport. Na, că s-a dus și vreun walkout interesant din rar player spec-ul ăla. Zömer, Witzel, Matuidi, Giuliano, Calvert-Lewin și Gnepo. Ultimele două pachete. Două rar player spec. Mi-e foarte frică că nu o să vedem niciun walkout. Sper la walkout, nu este walkout. Cred că este, nu este, este Libertadores. Magnific, urăsc cardurile astea. Urăsc că sunt speciale, catalogate. Urăsc că, wow, cât duplicate. Avem un Langley de 85, mamă cât duplicate, și sunt sigur că mai toate sunt untradeable. Și ultimul pachet pe dimineața aceasta. Hai, încheiem cu un walkout, te rog. Reușim? Reușim această minunată performanță? Nu. Nu, și din nou CONMEBOL. Of, of, doamne, groaznic, absolut groaznic. Cam astea au fost premiile și pe săptămâna aceasta. Rewarding, se merită să joci atâtea meciuri, e absolut minunat. Asta este, ne pregătim de următorul Weekend League. Ne vedem cât de curând. Până data viitoare, pe mine mă puteți găsi pe Instagram. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe, plus clopoțel, bineînțeles. Și foarte important, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Zi faină. Ciao. Butterman, da tu, ești Butterman. Butterman, da tu, ești Butterman. Butterman, da tu, ești Butterman. Butter, da Butterman.